a trecut prin urgiile războiului și ale foamei, l-a ocolit de părtările și consideră că soarta a fost meloasă cu el. Ajuns la vârsta de 100 ani, prisăcarul Grigore Peșterean din satul Cihorien, raionul Orhei, are și acum o prisacă, 7 copii și peste 40 de nepoți și strănepoți. Moș Grigore Peșterean este un om popular prin părțile cihorienilor din raionul Orhei. Acest om trăiește pe lume de un veac și este împăcat cu sufletul că a reușit să pună pe picioare 7 copii. Le-a făcut nunți, le-a înălțat case. Că avem 7 copii și eu mâniem la deal, pe la răsărit, pe acolo cu dânsele. La 7 copii, apoi trebuie o leacă muncă. Să-i hrănești, să-i încalți, să-i crești mari, să duc la armată, să-i rând cu oameni, să duc la biserică, încolo, tot, educație trebuie. Moș Grigore în viața lui nu a fumat niciodată și nici de alcool nu a făcut abuz, iar din cei 100 de ani împliniți, circa 40 i-a dedicat albinăritului. Eu am făcut prăsaca cât a fost colhoz, dam bacuri de ghere, ducem la răsărit albinele, le pachetam, le ducem la răsărit, eram și lucrători și storoși. Mai multe decenii, cot la cot cu tatăl lor, au muncit la prisacă și două fiice, Valentina și Lidia, care sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut părintele lor pentru copiii săi. Noi, cu așa tată, toți ne mândrim cu dânsul, că el a avut în viață multe obstacole a avut în viață. Și pe vremea războiului, și foamea, și copiii mulți. Pe urmă, ne-au însurat, ne-au căsătorit pe toți. Și a fost o leacă mai ușor. Dar de-aia m-am îmbătrânit, am avut noroc că crește oi, vași și ne-au întreținut. Nu au băut, nu ne-au bătut, nu ne-au obișnuit. Și cu și-o dat Dumnezeu, ne-au crescut. Ne bucurăm că a ajuns printre noi la așa ani. Și îi mulțumim de toate sfaturile și de îndrumările care ne le-a dat. Am lucrat în colhoz la prisac mai mulți ani împreună și ne bucurăm că ne-a îndrumat pe așa cale. Lui Moș Grigore îi cântă inima și pentru cei 21 de nepoți și 23 de strănepoți pe care îi are. Un singur lucru regretă, că la cei 100 de ani împliniți, alături de el nu se află și soția sa, Irina, care a plecat în veșnicie acum 19 ani. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei, fiți la curent.